Bună, Leu, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 24-30 iunie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Leu în această săptămână. Dragii lei, este o săptămână care vine cu rezolvări și uite, rezolvările astea vin din partea celorlalți. Rezolvările astea vin prin oamenii din jurul vostru. Și uite, mai mult decât atât, este bineînțeles și o săptămână în care leul vrea să se relaxeze, vrea să se odihnească și uite că e posibil ca oamenii din jurul tău să nu prea te lase și atunci e foarte mare probabilitate să reacționezi diferit. Uite, este o săptămână bună pentru a studia în liniște, pentru a învăța ceva în liniște, pentru a analiza ceva anume, însă doar tu cu tine. Foarte mulți lei în săptămâna aceasta preferați să faceți drumuri, fie singuri, fie drumuri mai izolate, mai relaxante, alți lei, aveți acolo ceva ce faceți voi în secret, e ceva mare, e ceva important pentru sufletul vostru, da? Însă ce v-aș ruga eu săptămâna asta e să nu insistați cu absolut nimic. Da, cu absolut nimic, mai ales dacă discutăm de drumuri, de comunicare, mai ales dacă discutăm de rude, da? Toată partea asta, deci nu insistați pe zona aceasta. O femeie importantă din viața ta poate trece printr-o perioadă complicată, da? Cum ar fi mama, șefa, partenera de viață pentru bărbați. Însă, mai mult decât atât, poate să fie și o perioadă în care iubirea leului e așa mai izolată, mai retrasă, mai ciudată. Deci cumva treceți printr-un moment de încercări, dar reușiți, le rezolvați. O dorință mare de a te afirma, o dorință mare de a clarifica o anumită problemă, văd eu, legată de relații, legate de iubire, legate de bani. Cumva este și o perioadă în care tu vrei să crești, vrei să înflorești, ai așteptări mari de la viață, dar în același timp, știi cum, leul trebuie să fie și atent săptămâna aceasta pe dușmani ascunși sau chiar pe reacția partenerului, care poate să fie total ciudată, total neașteptată. Da? Niște surprize pe care le ai, văd aici, spre final de săptămână, de la o persoană importantă din viața ta sau este o surpriză legată de un șef, o surpriză legată de o schimbare mare. Tot pentru leu, vedeți voi, este acolo o perioadă foarte ciudată. În primul rând, săptămâna aceasta, leul trebuie să își definească foarte bine ceea ce contează, adică valorile tale. O mai mare atenție aș vrea să ai pe bani, dar și pe partea de alimentație. Apoi, tot săptămâna aceasta, Lilith intră în balanță pe 29 iunie și stă acolo aproximativ 9 luni de zile. Timp în care, pentru leu, este o perioadă bună să vă ascultați intuiția, mai ales dacă discutăm de rude, anturaj, persoane apropiate, drumuri. Leul poate întâmpina în același timp și mici dificultăți legate de familie, legate de rude. Pe de altă parte, foarte mulți lei o să aveți o dorință mare de a studia, de a comunica, de a le arăta celorlalți ceea ce știți și asta e ok, însă e bine să abordați lucrurile de la nivel înalt. Uite, sunt lei care acum pot avea curajul necesar să dea de carnet. Da? Însă, pe de altă parte, uite, acum poate să fie momentul potrivit, adică în următoarele 9 luni de zile, să pornești un demers juridic care poate ține de o moștenire, de frați, surori, toată zona aceasta. Deci ești cumva ajutat să faci lucrul ăsta. Bineînțeles că e și cu schimbări, e și cu transformări, dar e de bine. Oricum ar fi, Lilith într-o poziție bună pentru tine. Da? Hai să vedem acum, dragi lei,
Bine, Lilith, acolo vă poate da și mici mari probleme legate de acte sau legate de o mașină, legate și de studii. Da? Hai să vedem, dragi lei. Avem așa, cunoașterea de sine, cifra 2, foarte importantă pentru tine. Culorile importante, portocaliu, mov, auriu, lila, iar Arhanghelul Gabriel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Te ajut să cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe, să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii și să manifesti plenar respectul de sine. Leul reușește să devină înțelept săptămâna aceasta. Ce văd aici este că o să începi să te respecti mai mult, să te iubești mai mult, îți vei conștientiza de asemenea și adevărata valoare, iar asta e de bine. Și simt eu că este o săptămână în care ai o protecție divină specială. Hai să vedem și tarotul ce transmite pentru tine, ce trebuie să știi. 24-30 iunie pentru Leu, ce trebuie să știți. Pentru Leu. Judecata avem aici. Opt de cupe. Da, niște schimbări aici care au loc pe muncă. Da? Văd o întârziere pentru unii. Opt de cupe, trei de bâte. Faci un prim pas în a lăsa ceva în urma ta. Leul reușește să se elibereze de ceva complicat în această perioadă. Da? Văd aici că lași în urmă, nu știu, o vacanță, o perioadă relaxantă. Unii lei poate chiar lăsați deoparte anumite planuri pe care le aveți voi pentru viitor. Judecata, aici văd că te revezi cu cineva sau reiei legătura cu o persoană. Judecata poate să însemne și un moment în care iei o decizie importantă împreună cu partenerul sau la muncă se iau decizii. Este vorba despre o veste care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Însă ce văd eu aici este că sunt lucruri care au fost amânate și care acum trebuie rezolvat. Trei de monede. Lucrezi aici într-un grup mai mic de oameni, studiezi ceva săptămâna aceasta, dar de asemenea leul este foarte mult influențat de către anturaj în această perioadă. Cavalerul de cupe în inima ta, o ofertă de dragoste pe care o faci unei persoane dragi ție, este și o săptămână în care poate primești această ofertă de dragoste. Ești foarte prins pe iubire tu în perioada asta, doar că ți-am mai explicat, iubirea cam trebuie să fie mai secretă în perioada asta. Da? Un prinț pe un cal alb. Trei de spade în mintea ta, deci leul e foarte sensibil săptămâna aceasta, dar văd aici că este și ceva ce nu îți place legat de muncă sau legat de viața ta. Unii lei parcă vă aflați aici într-o situație mai complicată, fie profesional, fie personal. Unii e ca și cum gândiți prea mult săptămâna aceasta. Asul de bâte, da, o nouă activitate, un nou început. O nouă persoană care apare în viața ta și tot asul de bâte poate să însemne și mult entuziasm. Da? 10 de cupe, o veste bună din casă, din familie. Este cineva aici care e foarte mândru de tine sau cineva care te susține foarte mult. Uite, poate faci un drum ca să vizitezi niște rude. Pentru alți lei poate să fie și o săptămână în care se iau o hotărâre importantă în casă, în familie. Iar ultima carte este Spânzuratul. Este a doua arcană majoră din citirea ta. Spânzuratul poate să însemne o amânare la muncă. Spânzuratul poate să însemne și că ai legătură cu o persoană care se sacrifică foarte mult, fie pentru tine, fie pentru cineva anume. Poate să fie și un oarecare blocaj acolo, dar așa cum am spus, e bine să nu insiști pe absolut nimic. Da? Poate e cineva din jurul tău care are o problemă, fie de sănătate, fie de altă natură,
Dragilei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Leu în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.